some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Hey, Lincoln, that prick Greco threw me out on my ass. Didn't give a shit I... Get someone out here to River Road for this gas. Hold your horses, I'll get to you. Safer with me. Better not lose this. On my way. Call me if you need me.
No. Mm-hmm. Hello, New Bordeaux. This is Remy Duvall, urging y'all to tune in to Native Son. We have a heck of a show lined up, one I know you won't want to miss. Only on WBYU 620. Train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. You think I forgot what you did? You can blame Marcana all you want, but it was your men who ambushed us. My men were following orders. We got rules. Not my fucking problem that you people don't understand. Yeah, well, I'm about to make it your fucking problem. This shit is this, then. Goddamn. If it ain't the city's favorite pot-licking donkey, Thomas Burke. The fuck did you just say to me? Put the gun down, Burke. It's gonna take all four of us to bring down Marcana, so I don't want any more of this stupid bullshit. Bring down Marcana? These two used to work for Marcana. And this one? Do you know how many of my men this canard killed because Marcana told him to? Fuck him, and fuck you if you think I'm ever gonna trust these two. Hey, get the fuck out, then. There's no sweat off my ass. You don't trust him? Good. Because I don't trust any of them.
But that doesn't change the fact that I destroyed Barbieri's operations, killed Doucette and those other redneck motherfuckers, and saved your ass from Greco's men. So here's what you need to decide right fucking here now. Either fall in line or get the fuck out. Just know, second you step out that door, your name's getting added to my list right beneath Marcano's. Yok kalmaz. Now, if we're all done acting like God, Mindyar, let's go over the plan. Grassley. In order to bring down an organization the size of Marcano's, we need to eliminate the people at the base and work our way up. It's the same thing I did not. I know the military filled your noggin with all manner of tactics and schemes, but let's not overthink this shit. Say we go out to his house and shoot him. Shouldn't take more than an hour or so, depending on traffic. And what you think gonna happen after? Everybody else just gonna lay down and die, you stupid-ass motherfucker? Cassandra's right! Just killing Marcano doesn't get us anywhere. One of his brothers will take over, and we're right back where we started. So, first, we go after his lieutenants. Then, once they're killed, we seize their territory and move on to the capos. Once the lieutenants and the capos are killed, Marcano will be isolated and alone. And that's when we go after him. Hold on, what happens to those territories we get from Marcano's guys? Once it's in our hands, I'll decide who gets to run the day-to-day. I give you a district, you get the rackets and everything else. But I'm also counting on you to hold it. Keep that bastard from reclaiming it. One last thing. Y'all know that building that's going up across the lake? Hmm? It's building a casino. Vezi că ai microfonul pe mut. Iuhule. Microfonul l-ai pe mut. Gata. E bun. Money's tied up into that thing. So once he figures out what we're up to, it'll limit his options. More importantly, it's an emotional attachment. Emotions make people irrational. Ce tu curbete și faci? Am intrat să mă joc o tură. Tu? Mă uit momentan la un video aici. E bun. Să l-am trimis și ție să te uiți să vezi. O să mă uit mai încolo. Mare pula. Well, if it comes to that, I'll handle it. The photos were a nice start and all, but I'm gonna need some actionable intel on those lieutenants. A place of business, where I can find them, you name it. The dossiers are nearly complete. I'll be ready to move when you are. I was also able to recruit some concerned citizens who are more than happy to share what they know about Sal's coalition of WAP assholes. Information on how to contact them will be included with the other intel. Appreciate it. Sure you don't need a ride? Oh, I do my own driving. Ooh. And the systematic killing of Marcano's capos and lieutenants, that was part of the plan. Well, you're implying fucking patty cake, Christ. Look, you want to bring somebody down, you destroy the foundation they're standing on. It's the same basic op we ran over Nam.
Mother Brunza. Brunza mother. Așa. N-avem noi DLC-uri? Nici tai DLL. Dic, racing available, gras. Haide, pula mea, cu curse, cu de-alea, nu te ții, mă. Bayou Mama. Phantom. Te caci pe pula ce biciclete. În 1982, Specialized Stump Jumper. Zici că e o ladă cu roți. Super. De la asta a început downhill-ul. Ce? De la ăștia au început coborările. Da. Ia uite, Kona Cinder Kone. Da, ia uite. Cu suspensie pe furcă. Ba nu, n-avea. În 1990, Yeti C26. Mamă, ce foiță avea, du-te în pizda, mătii. Cu asta prindeai, cred că 200. Bă, tu știi cât are foaia mare pilul? Mare, bă, băiete. Mare, nu? Cred că de 60 de dinți. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Deci numai unde e schimbătorul, porțiunea unde vine schimbătorul pe foaie, 10 dinți. Yeti. Lasă-mi și mie, să mă uit și eu mai încolo. Băi, ești prost cu miroata spițată pe spate. E auzită? Da. Ăla-i. Bă, cu miroata spițată. GTA, asta deja erau coaie grele, GTA-ul. Coiuri grele? Zascar, GT Zascar. Deja ai dedus o altă formă, pula mea, nu mai era așa. Cuburi. GT NASCAR. NASCAR Rambo. GT de trial. Asta ce pula mea?
ce bicicletă asta mă mâncă să-și pur. Verli K FS Works. Royce Kona. Nu-i Kona. Ba da, Kona. Ia uite, dă-te dracu ce suspensie are. Ai jeepuna. Ai jeepuna. Mountain Cycle San Andreas, dă-te pula. Mamă, asta la vremea ei. Rupea-t-o, po. Cu discuri, cu pula, bine are o pipă. Zici că-i de-aia de băga țigări din ea. Jet TS 1995. Ne băga tutun, nu țigări gras. Da. Intense M1. Unde a apărut ăsta? Nu știu. Bă, te gândești că cadrul de ăsta Intense M1 în 1996. 96. Are ăsta, alea, marțochiurile alea, Supermaster, cu cadrul ăsta ai făcut pozele alea, majoritatea. E cadrul ăla foarte animal, așa, de sărea Bender cu el. Și îți și acum, bă, băieți. La unde te uiți? Pe YouTube. Pe YouTube? Honda RN. Uite, ăsta e cadrul de ăla cu multe lanțuri pe el, de urcă și coboară. Ce ți-am arătat eu azi? Da, știu de ăla. Uite, cu brațe XTR. Old school mob, been running Barclay Mills for decades. He started off extorting the railroad and moved on into industrial waste. All the heavy construction equipment and supplies for the casino, steel, concrete molds, that kind of thing, was all brought in via Enzo's friends. All that energy were millions. Enzo didn't just hand it over to any cat who walked in the door. Marcano's a felon, so he's got to have a partner, someone who's legit. If he does, that person's buried deep. I went through the paperwork, it's a goddamn maze. Which means we need to get Enzo to tell us who it is. According to my sources, Enzo's not a big fan of the casino. Thinks anyone who's not Sal Marcano's gonna end up getting fucked. So I might be able to use that to flip him. Probably have to squeeze him pretty hard, but it's worth a shot. He's still involved in the railroad and has to store all that industrial waste somewhere, so I'd start there. Once I take his district from him, I'll give him a call from the motel, offer him an out. And if that fails, you could always give him a Hanoi hangman. Dick, Dick.
you send me a new ride? I'm in Barclay. Hey, I'll get her out to you right away. Set of Hot Wheels, just like you ordered. Appreciate it. Who it is. Good to see you up and breathing, Connie. Well, fuck, man. He got kind of crazy when you was taking over the warehouse in River Road, but I got out all right. Heard you know something about the Barclay train yard. Yep. This is more independent, like, between the two of us. That friend of yours in the nice tan suit figured you need eyes and ears on Pete Santini's shipping operation. What's Santini up to? He's a protection man here in Barclay. Nice, Grassley. You wanna see whatever you put on a train and the train is supposed to be? Ce faci, te uimești? Te minunezi? Ah. Sunt faine, a? Așa vechi, old school. Merem să facem mașina asta, să vedem ce putem să punem pe ea. După aia misiuni. Nu, Grasule. N-am auzit, nu sunt telefon. Că mergea sunetul pe telefon, de-aia nu mai auzit. Face tuning. Tuning. Uite, am găsit unul aproape. Offroad, ai de pula mea. Mai bine nu făceam offroad. Zic că nu mai pot să, nu mai pot să scot mașina de aici. Ai dat aș la emu. Zic, tai de lele. Salut, Silviane. Uite, bă, mi-am blocat mașina, bă, în căcată, căcatul ăsta de copac, bă. Du-te-n dracu. Nu cred, bă. Ia să vedem. A, de machina. Got a car here for ya. Appreciate it. Ăla-i, bă, băiete. Ce fain, mi-am recuperat mașina, ai văzut? L-am chemat pe ăla să-mi aduc. Long
trag în gura ta de polițai. Mi-am zgâriet un pic. M-a dat în urmărire. Nu așa. Dica ala. Stăv de șapament, tri, câte tri pe margini. Ce tare e astea. Trebuie să fac curse, cred că se le deschid.
Ну вообще. А когда там пик мой? Моя машина. Reduces the swelling. This part of town's run by a man named Tony DeRozio. From what I was able to piece together, he's a real fucking weirdo. Some kind of savant when it comes to numbers. Then he must be the one who runs Lou Marcano's books. Runs his books, launders his money. Hell, he even manages Lou's relationships with city officials. It's Tony's job to make sure their asses stay greased. How do I get to him? Well, that's where things get interesting. Tony lives in the penthouse on the top floor of the Royal Hotel. Elevator access is restricted, and the rest of the hotel's crawling with Tony's goons. Well, he can't stay up there all the time. I'm gonna need a schedule for when he comes and goes. I've been watching this cocksucker for a month now, and he's left exactly one time. That was because one of his men fucked up. Took a pipe to the poor bastard's left arm. Well, looks like he's got a front business he uses to issue bribes and launder Lou's money. And another one that soaks up funds from the city. I hit him. He overreacts, then I get my opening. And fuck up things between him and Lou in the process. Be careful with this one. Just because Tony's a goddamn spastic doesn't mean he won't cut your balls off if given the chance. Really? Shrimp. What you I have a subscription. You don't wear continental clothes or Stetson hats.
supposed to meet? By me. You have information for me. The name's Lenny Davis. I work in the city clerk's office, and your friend said you could help with this guy blackmailing me. What kind of juice makes you someone worth blackmailing? My office approves new projects under development. I fucked up, cheated on my wife, and this guy, Jimmy Kavar, filmed it. Come to find out, the girl worked for Kavar too. And now he owns you. He's forcing me to rubber stamp phony building projects and cash the checks for his company, Kavar Construction. Probably seen the signs over where they're building the new city hall. But the thing is, Kavar doesn't really come around unless there's a problem. Don't worry. I'm pretty good at causing people problems. Some of his men hang out around downtown. Look, I ain't a bad guy. I just made a mistake is all. Keep your head down, Lenny. I'll pay Kavar's men a visit. See what they know. Kavar's people will know more about what he's doing than I will. Ce va flăviut? Să luăm un pofon? Nu, păi bă, am intrat să văd că sunt burtiți. Fac un pic de stream cu mafia asta. Grasul se uită la biclă. Mafia siciliană. Ăla veceu. Ce? Mafia veceu. Mafia WC. Tu ce faci, Florius? Băi, eu tocmai am închis stream cu Aion. Aion maniac? Da. Eia! Băi, bun. Gata, nu mai vreau ce ai eu. Ba da, dar mai fac stream. Ajunge 2 ore. Păi da. Să nu intrați tot ce faceți, ce învârtiți. Bă. Nimic. Nada. Nada curului. Mai bine așa e una, adică e nu. Nada curul. Eu mă uit pe aici pe YouTube. Pilul se joacă pe YouTube. Da, top. Imagine is good for your health. Name and names in the Marcano organization. Pilul Bandolero. Suntem bine, ok, mulțumim de întrebare. Pilul Bamboleo. Piloța. The problem is I don't know where he operates. Might make it kind of hard to find him. Pilosh. But the thing is, I hear Mr. Bernard uses dirt drops. Spots where his people leave bribes for officials to pick up. And I just happen to know where they are. I also understand Frankie keeps a sweet blackmail stash of every dirty deal he's done. I'll see if I can't get one of those couriers to give up the location for your mystery man. And his little blackmail stash. The people working for Bernard are just as secretive as he is. You might have to find some way to get them to talk. Next, you see a welcome sign anywhere. Where did this boy get to? Y'all hear that?
got a problem. Punk's dead. How's Frankie Bernard make his money? Mr. Bernard has some bagman making drops. All I know is the kind of car they're driving. Your ass is mine now. Да, hello. Ничего. Ila, ma. Tokti. Pam 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 pam. Îmi bat pula noaptea să vede mai mișto în jocul ăsta decât ziua. Așa mi se pare mie la GTA, dar invers. Mai fain ziua decât noaptea. Da. Așa mi se pare mie. Born to be wild. Sunt de acord cu asta. Ain't no one looking for trouble here. Lupte în stradă. Nu te ții. S-o tira muie în pantă ăla, bă. Nu-l mai găsesc. Băgașar dracu în cârca lui. Direct, întoarcere frumoasă, bam, 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 am călcat un polițai, dă-l în pula mea. Bă, bă, l-ați auzit pe film? Am călcat un polițai, dă-l în pula mea. Uai, nu mai am rot, bă, bă, numai pe jantă, bă, pe spate, du-te în pula mea. Nu ne luptăm acum. Cu poliția. Ei, putem vă dreapte. Nu, am uitat de-a fac.
Nu mi-am dat ăla prost. Cu câtă durere în pulă. Am călcat un polițar. Dă-l în pula. Stil, uite-l, pilața. Na, luați de aici, ca în GTA. Putu-vă, na. Ai, am murit. Mortoropit, fratele, venit o grămadă. Cu pălării de cowboy, cu chipiuri, cu de toate ori venit. Veneau pompieri, venea smurgul imediat. Am pierdut 179 de dolari. Aia e. Ne încercăm noroc acum în altă parte. Norocul în altă parte. Yeah. Interrogate the slog. Hâț! Cuțit îmberegată ca la Highlander. Mă duc să-l interoghez pe ăla direct. Fii antenă numai. No. Pune tot. The boss is running things out of the Imperial Bath Health Spa. He's keeping the politicians in line with dirty pictures he's got stashed there. You're on out, I call the shots. Hey, fucker! Don't you know you're dead? I'm empty. Give me a second. M-a executat, da, atunci. Dar i-am executat eu acum, bă. Silvioț. Mi-am arătat eu derbedeilor. My white ass. Mm-hmm. Weather has been completely off this month. You don't belong here, friend. Să mor tu, mă, nu mă las să intru în baie. Na, nici.
Nic băgam eu șlobul în gura lui. Uite-i pe ăștia în piscinuță. N-au ei stres. Fut tentul, mati. Ăla-i. Da, da. De banda, da. Good. Good. Mi-au sărit ochelarii.
fucking body out of here. That's fucked. Andre con la sua speriata ho piccato per jos, beh. Non mi andava là. O le finot. Mamma mia. Eh? Și-o luat Leșon? Da. Și-o luat Leșon, săracu. Leșon. Și-o luat Leșie. Iată acele întonă. Ce gra? N-are somn. Da, nu se înțelege nimic. A zis că n-are somn. N-are somn. Ce lentonă. Centelano. Centelano. Nu scos și o baie la boașe. Tot asta îmi place de mine. Asta. I'm on foot in downtown and need some new wheels. Oh, not a lot. Just getting her warmed up. Hai, get out. Got a car here for you. Appreciate it. Am făcut stopul ăla, pulă, da. From what I'm reading, these Czechs aren't making it easy for those Ruskies. In fact, the men and women of Czechoslovakia are pushing. Still as ornery as ever. Old as he is. Won't mess with him. Fucking grenade! Someone's causing a commotion. Is that boy here? Reports of an armed female downtown. Units in the area, please respond. This ain't fair! Madam on board! He's picking us up! It's your lucky day, motherfucker. What the hell is happening here? Gavar Construction. Tell me about it.
Jesus fucking Christ! Now, this is a big morning, yeah. Hai să îmi bag pula în el, copac. Acum, dă-i. Dixul a aruncat din mașină, prost. Putu, sfântul, mătii. Uite, m-o dat cu pula în sus, poliția. Hei, ha. M-a și dispărut ăla de-o sărit din mașină. Super fain. Vărs. Vărs, micul spre cor. Băs prunci. Bă, strunci. Stilul original. Da, bravo. Băi, băhete. Ați parcat lângă drum ca pulele. Ca în România. Ce melodie, uite, arăt. De handi. Your lucky day, motherfucker. Who the hell are you? I know you're working for Gabar. Tell me what he's up to. John J. McKeven is refusing to get behind the Humphrey Muskie ticket, saying that it's American Independent Party candidate George Wallace who is more aligned with his beliefs. He went on to say that the Democratic Party is... Sorry.
Unde pula lui bătrânul mi-a lăsat mașina? S-au fi ciordit o țiganii. Te aștept la orice. E un special în mafia. No, merg cu asta acum. Mafia bubuie. De pe capilă. Ce zici, Răsus? Mafia de pe Venus se joacă capilul. Da. Mă, că ăia îl lasă fără Adidas, nu fără mașini. Dar ce e? Prostul s-a aruncat în fața mașinii. Nu mai suporta viața. S-o sinucais. Sinu caida. Oh, di. Păi să-mi bă pula în Cristosul, măt. Ce-i filos? Am murit ca un căcat. Ca un labor dospit. Uitat de lume. Mi-o spart abajurul. Did you just hear an ambulance? Did you see any of the stuff in Frankie's blackmail materials? Some of this is wow. Mă dă bă mașina mea, bă. I'm on foot in downtown and need some new wheels. Just gonna take a squirt. Așa, mă, băiet. Multa. Bag în gura ta. Aici, lupte. Good. Good. Bagă țigara, firar al dracu să fie. Următoarea misiune.
si stai cadendo in linea. Non dubla di nata, devo morto, non fai. O mordere bad day. Capo reutetto. La viteza, ma siamo tre cupe lunghe. È lunga missione. Non si vede come a kill. Con strigature. Che dove sta copicando a rubare la cosa? Hai chiamato a giocare, dove mi ha sgurata? Pisciatolo. Fii attento cum stai asta, cum il iau prin invaluire. Na, bum bum. No, frumo stai. Următoarea misiune. Iar nu mai am mașină. Futu-ți morții mătii de joc. Stricat. Unde faci, man, misiune? Ciudat del Mexico, dispar pura aia mașina. Bă, dar să-mi ba pula, frate, am lăsat mașina aici. Ce gras. În triunghiul Bermudelor ai misiune. Uite, mașina, frate. Iată, am ginit-o. În triunghiul Bermudelor, da. Fut orașul ăsta mare. Tare mare. GTA. Mergi cu mașina, pleci pe jos. GTA, da. Mafia, morții lui. Mafia. Mafia. Banda de mafie. Îi dau puroi pe tava de șapament. Ce tractor avea ăla? Tractor de mașină. Cât? Mi-am dat-o, prostului. Sânguri. Să iese sângurile. Mâști. Mâștiurile din ei să iese. Eha. Și iar ha. M-a pus în fos.
Nu orice fel de ha. Nu orice fel de ha. Sau de ei. Ei, spaima la femei. Putem pești în cur. Pești. Putem pești în cur. Am plecat. Și Dumnezeu cu Hristosul tot. Bicicleta, bicicleta. Nu vai să mă. Haț, hârșc, bergata ca la Highlander. Ei, ei! Hârșc, bergat. Hârșc! Cuțit un ochiule. Ne, buzunare. Du-te, sună, fu-te în gât. Nu mai ești. Nici tu nu mai ești. Na, na. Na, 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 na. Di, 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 di. Nu așa e. Asasin m-a făcut. Mafiot asasin. Eu mă ocup de munca murdar. Da. Acum ce pula mea? Vem misiune de story fuck alone. Și de la DLC-uri, și de la story story. Cam ține jocul ăsta, că m-am jucat ceva. Nu se mai termină. Worst fail. Eu nu, că vreau să termin. E făinuță povestea. Ori băgat curte cu mașini acum, la mea. După cum am spus, vărs. Și în 1 au fost cursele cu mașini, parcă, nu? O singură misiune. O singură misiune era?
Eu m-am jucat unul puțin, eu nu l-am trecut. Bă, ți-l recomand cu... Da, l-aștept pe ăla care îl face remake. Se joc așa în full HD, frumos. Man, dar și pe plin poți să-l joci în full HD, man. Nu are limită de rezoluție. Nu, a? Bine, da, și grafică, ideal. La ăla remake o să fie grafica șmecheră. Dar arată... Nu arată penal, adică... Arată ok. Frank Pagani runs Tikva Harbor. Reports up to Tommy Mercano. And he has a ship called the Tanager, which is grafica la ăla remake. La Definitive Edition. He's been making regular trips to Bermuda. Bermuda. Not a goddamn thing. He's really been going to Cuba. No shit. Marcano used to run the mob casinos down in Havana. My assumption is that Frank has been taking whatever is salvageable from the old casinos and bringing it back up here. Cum iasă cum direct. Stream cu Mafia 1, frumos. Trecem. Trecem tot story. Nu știu ce să spun, mă. Story, mă gândesc că e același, nu? Story e același, da? Nu știu ce să fac. Doar grafica cred că-i schimbă. Auto test. Test. Acum să vezi. Talk to Gina. Gina pistol, mă duc să vorbesc cu ea. Cine a pus gardul în drum? Da, ce l-am stricat pe unul cu bătaia anii din drept, soracu. Mi-ai dat peste ochi? Îl bătea pe un Helios care făcea quest-uri, știi? Și am venit să fac tot quest-ul ăla. Un pronul acolo l-am topit, l-am căcat. Bobo el. So you the scary motherfucker who gone deal with Junior Holland. Nice to meet you too, lady. Sit down. Moment triste pula. Ce faci? E jocaion. Păi și cum e jocul? A, nu știu. Că stau numai într-un loc și campez. Păi și cum? Adică campat cum? Eu mor pe aia care fac quest-ul. Bă, urăsc oamenii de genul ăsta, frate. Deci m-am dus într-o zi să fac un camp, la ora 7 seara, ăla era acolo, unul, nu mai știu cum cheamă. La 11 noaptea, frate, după 4 ore, ăla era, m-am dus să încerc înapoi să fac, știi? Ăla era tot acolo, frate. Bătea la aia la alții. El campa, deci, e campa pe aia, frate. Cât de trist să fii ca om. Ia să vedem, măi. Ce mașină? Tir? Sau ce trebuie să fac? Destroy? Super! În jocul ăsta totul e pentru... cu distrus, cu kill, cu pula mea. Nu.
Hai, să rupem balauri. Ah, mă, ce mașini pe aici. I-am dat la ala de osarit, șapcălia de cowboy. Șapcălia de cowboy. Uite, îmi le dau cap, bă, ce-mi place. Pistolul ăsta e Dumnezeu. Cum lupt cu... Dumnezeu. Cum lupt cu el, cum îl mân. E Dumnezeu. Spoiesc. Nu. Pilul deja își face planul. Are calculat deja stream-ul cu Mafia 2. A? Cu Mafia 1, pardon. Deja ai calculat stream-ul cu Mafia 1. Da. Și când iasă fail... Sper că nu iasă se fail. Se mișcă de zici că e Rambo. Îi vezi pe ea prin pereți. Sperăm că nu. O din aia cum e... Aaaa. Eu zic că cred că o să-i pun o din aia cum îi spune... dronă. Zic, și o să fie funny. Bă, dar e prohibiție, 1920. Aaaa. Nu știți, bă. Ce prostă-s, bă. Zic, bă, aia pușcă, frate, fără să facă nimic. Bum. Fă bum, bă. Cum ar fi să-l facă în loc de costume și de din urmă, cum aveau mafioții, să-l facă cu training-uri Nike, cu... Bă, nu mă aștept la orice, mă. Dacă am văzut un joc al doilea război mondial cu femei în latex, deci mă aștept la absolut orice. Cu femei în pula goală. Femei în latex. Absolut orice. Da, man, e cu pilul era, man. Eram pe Marita, pilul construia și îi țineam pe unii să nu vină de pe un deal. Și între noi era o femeie cu latex, frate. Avea pantalon latex și blană cu... geacă cu blană din aia la guler. Na, al doilea război mondial, prieteni. Mă, te aștepți, nu, deci mă aștept la absolut orice.
E cum o zis ăla, Dan Houser, scriitorul la GTA și cofondatorul cu el, cu Fraxor, cu Rockstar. O zis că ei nu mai au ce să mai satirizeze, frate, numai că GTA-ul e recunoscut că nu, e un joc în care tot era Caterinca și așa, și zis că lumea în care trăim astăzi e o Caterinca încât el nu mai are ce să mai scrie, ce să mai facă ceva să fie wow, că să, bă, mă joc un joc, sau, că nu mai are ce, efectiv. Păcat de mașinile astea. Da, nu? Aia e. Am văzut unul pe YouTube de blocat în Mafia 3 Definitive Edition, care îl joci tu, costumul lui Tommy D'Angelo și mașina din Mafia 1. Da? Nu știu cum a făcut să-l sunase pe unul și ăla i-a dusese mașina aia. Era taxiul, că... Așa e istoria în primul Mafia, tu ești șofer de taxi. Așa încep. Păi am și eu mașina aia, cred că. Aia și avea costum. Ba, pula, nu am. Nu-i deblocată. Pablo Duarte. Hei să-mi bă, pula, cine a pus telefon drum? Dic, bă, am 14.000 în portofel. Chemăm Duba, ne luăm gloante, chestii. I'm in tick four, just about out of everything. I'll head your way now. Let me see what you got. Guess we're... Bă, nu pleca, fu-te în gură! I'm in tick four,
just about out of everything. Coming at you. Hang tight. Așa, e bun. În mijlocul drumului. Îmi iau eu muniție. Echipament. Să înceapă distracția. Să înceapă El Maniaco. El Gringo, Bamboleo. Bambucha. I think you've been waiting for me. Yeah, Pablo Duarte, you're with the company? Not exactly. There gonna be a problem? If you can help keep money from going to those communist bastards in Cuba, then no. You with the Cuban Revolutionary Council? I made it through that disaster back in 61, ended up here. I still have connections though. It's how Frank Pagani's smuggling operation got on my radar. His man, Pops Holland, runs the freight yard, does a lot of business with Havana. All that commie talk about common ownership is so much bullshit, it's sickening. Those hijos de puta only care about money. Since Lucent River Road, hijos de puta. They move them around. So hijo, se zice. Hijo. Să trag în gura lor. Cu limba lor. Hijo de puta. Fiu de căța de curvă. Nu? Traducere. Real slut. Fiu de marmeladă. De marmidă. Merem să rupe în carcase. Merem să căcăm. Hai să căcăm. Merem acum. Fu-te în gură că n-ai semnalizat. Alt prost s-a aruncat în fața mașinii. Asta e VU. Așezări directe, okay.
keep your damned mouth shut. Pune din cur. Pune din cur. Da. Ce bine ai aruncat molotovul, prostule. La câte gloanțe veneau spre tine, eu nu mă mir. Nu mă mai mir. No. Pușcă-mi imediat. Kill Giuseppe. Na, Giuseppe. E murit. Îți? Pe cine sunt tu, mă? Da, sunt mai sună. Că fac măcel în pula mea dacă vin băieții. Miha! Pușca mindiar. Așa. Pică bara la mașină. Presidential candidate Spiro T. Agnew said he believed that recent student demonstrations in France, Germany and the United States were linked to international communists. Agnew explained that while he doesn't want to revive MacArthur era communist wish hunts, he does believe that the young people of today need to be watched very closely. Uite cum a murit ăla, călcat de, de mine, de mașină. Nu. Fine. Opa. Bă, cum mai trage, bă, mașinuța mea? Căcatule-i. Avem aici cașcaval de luat. Așa.
Kill Junior Frost Cars. Yeah. Yeah. Uite, bă, am pană, bă, bă. Putu-i în gât. Ce bol ai? Nu, m-am drifturi mere mașina asta. Stricată. Nu se poate așa. Încercăm altă mașină. Altă mașină vreau. Care pula mea? Need new wheels and tick fall. On it, lad. Just getting her warmed up. Parcă altceva, Ignus. Altfel arată. Bravo, bă, așa, bă. Pe piesa asta merem la mare. Genius! Când? Disco Fleca, e cel mai tare! Ăla-i tot! Vai de viața noastră! Bine, fai-mi portocalia! Horsepower. I'm blue, double. Cum i-am dat-o prostului cu grenada, tă-nă-nă-nă. Just fucking die already!
Opa, au venit întărit. N-am chef să stau să mă lupt. Venit întărit. Da, mă. Or chema derbedei. Unde cum a pus mașina? Putu-i tentul în gât. Double D, double D, double D. Ăla-i tati. Ăla-i tati. Te-a tărit. Muzacă. La muzic. Jeu magique. Să upgradăm cotețul. Cotețul. Ză coteț? Yeah. Ză coteț. Mica asta nu mă atâtea are, mă. Ce țăb de șapamente am pus. Eu pot pilo țăvi. Oi. Pilo. Speed. Nifo speed, ale. Facem, viteză managică. Această mașinuță. Cu flăcări, bă, nu oricum. Cu flăchie? Cu flăchie, cred că pun flăchie pe Double D, double da. Double D, double da. Ihaha. Double D, double da. Aua. Uite așa frumos. Geamul fumurit. Ah, ok, fai un po' di vita. Mm.
double di double, ta. Double di double. No, așa da, așa da. Parcă altfel arată. Altfel. Altfel arată. S-au reactivat cai, ia. Hai. Ce faci, bă, fătute în bască? Dar nu-mi zic că poți să tunezi și mașina. Ba, da, uite cum am spus. Și ce pula mea de mafia retro e ăla? Bine, nu poți să pui nu știu ce. E bine, știi? Merealea n-a ristică la garaj să spună Newton. Ce ce ai mă? Spune zi. One mafia unul, mă, să-l joc. Mă, să-l joc remasterizat. Nu o să fie cu softul. Mi-ar place să-l bată cineva pe Daniel Vavra, dar... Man, dacă n-o să se poată, o să-l iau ăla. Bro, eu am joc cu primul Mafia, original, pe carcasă. Scrie că... A great story that Scorsese never make it. Deci, da, man, Scorsese e un regizor foarte mare de filme cu mafioții. Dacă să fac o asemenea comparație, ca să-ți dai seama la ce nivel e jocul. Mișto. A fost mai șmecheră ea care au făcut jocul decât Scorsese ăla. Nu, de poveste se referă. Scorsese se face filme, nu jocul, dar e o la poveste, poveste acolo da. De... Da, nu, 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 nu. Din screenshot-urile pe care le-am văzut, dar asta e nașpa că sunt screenshot-uri, n-am văzut un gameplay. Arată păi stai, că încă nu l-au făcut. Arată... O să apară. Ce mașini are asta? Curâtă. Nasoală. Mașina lui tatălui. Place portocalia asta mea. Portocala. Trebuie să văd de o cursă din aia după tura asta. După ce îl deși din pe Jack Junior.
Ja, uite, grație, fain ai. Ai văz? Văz! Fii bot. Pizda. Zda. Filo bombardero. E tá vai pistoleto lui. Yeah. Ei. Vediamo a filo el maniaco. Un bombardiere. Tutti lo filo. Dai, chat. Le pistolette. M-a aplicat un Unaion. Când faci un grup și ți aplică cineva, scrie numele și clasa. Majoritatea au jocul în limba engleză, știi? Și ăla care a aplicat era clasă Gunner. Și scria numele și în paranteză Pistolero. Avea jocul în spaniolă. Cum, frate, Pistolero? Ce clasă joci? Pistolero! Pistolero, bă! Funny tar. Ce faci, bă, acolo? Băga-mi-a culul în măta! Mă murim aici. Bă, nebunule, ne omori! Mortule-i de foame. Pistolero. Mamă, cum a murit ăla, ca un căcat. Ca un cet. Ne. Filul bombardero. Ne mui cald afară. Da, soarele până la pul. Se tiră muia ăla, bă. Fugi de ăla care-ți bagă viață în pizda, mă, că mi-e greu să te țin. Uite-l post, uite-l post, uite-l post, frate. Bă, să știți că unii oameni sunt foarte proști, frate. Altceva. Poși grămadă, bă, omule. Asta un... Nu muri! Mobi. Or să-i toți mobii pe el, frate. Și niște garduri, frate, nu puteam să-i dau heal și el nu stătea pe loc, fugea și... Nu poți să dai heal dacă ai ceva de-ți obstrucționează direcția către
De ce vrei să dai hit? Și-l fugea printre gardurile alea, frate, și eu după el. Heal, îmi scrie. Păi, stai pe loc! Am pierdut 2869 de dolari, futu-ți gâtul, mătii. Iar un merspilul pe Saturn. Adida și mai ai în picioare? Mai am, ciocate am. Ciocate? Cum spună, ciocate? Ciocate cu pinte. Ciocate. Papuc sport de tip ciocată. Da. Adică Adidas în formă de ciocată sau cum? Cum ar? Să vezi. Nike cu vârful de când îi dai cu spițul mingi de pușcă valva. Trece prin tot cu ăla de plume de scaun de ochi. Mă rog un pic. Mă fute toti numai cu pumnii și... lama. Văd că tare agresiv ești. Hă? Tare agresiv ești. Da, păi da, m-am disperat, bă. Hai să vezi cum intră aici peste aici. Ia uitați-vă la ăsta, na. Nu. Leoș, te-ai dus Junior. Junior labă. Some of your crew to hold Tick 4. Yeah, okay. But if you asking me to commit the lives of my men here, then I expect you to commit to no, me. Acum merem să facem o cursă. Ne vedem cum e. Mastermind is a moron. Just because he was involved doesn't mean it was his idea, and none of the evidence ever added up. The money wasn't recovered, and Sammy didn't shoot himself in the back of the head and then burn down his own bar. The only reason people believe Sammy was behind it was his skin color. Look over there. One of those cars with one of them fancy 8-track tape players in it. Thank you.
Fai, unde e cursa asta? Dă-te-mi pula mea. La dracu-n praznic. Food fice. Food fice. Bă, sprunci. Bă, sprunci. Cum să pună cursa aia acolo, bă? La mama lui dracului. Dă-i pe pizda. Hey dear listener. It's been a heck of a few months, hasn't it? Are we done with 1968 yet? Băgamia. You know a quiet corner of South Downs became a little less so earlier this week. Seems a fracas broke out there. Băgamia, și mâine am bugunat în bar. Ai zis ceva, Gra? Nu. Uite, aaa, uite un glitch de ăla sau ce dracu a fost. Buc, chestii. Dă-te-mi pula aia, ce urât. Ăsta e al doilea care l-am văzut de când mă joc. Da, man, ți-am spus, ce vezi tu acum ai parfum. Da. Parfum. Nu te uita la video ăla. Mafia 2 quality check. Nu. No. O să mă uite. E ca și puteți la un film de comedie. Deci, cel mai tare am râs când se duce ăla cu caracterul să-l... Era o mașină parcată, știi? La mașină din aia e... Se pare că avea motorul din ăla, de are motorul scos pe jumatea capotei. Hai te pula mea ce aici, what the fuck? Jesus Christ, get the fuck. În fine, și se urcă mașină, pleacă, mașina era în parcare. La primul tău safe house, unde salvezi joc. Se urcă mașină, pleacă și motorul îi rămâne pe loc. Știi, el pleacă cu mașina, dar motorul mașinii rămâne în parcare. Super. Bă, omule, bă, n-ai, bă, n-ai, bă, n-ai, nu. Zicea unici că, bă, cred că ăsta e sensul jocului, așa e jocul să fie. Să te facă să râzi, comedie, știi? Or da, fix cu ăsta un pic. Mai un pic mai mult. Mai și dacă ar fi fost optimizat, frate. Nu știu. Uită-te cum se urcă omul în mașină în Mafia 1 și Mafia 2, uită-te cum se urcă ăsta în mașină, nu știu, clar. Nu-i ce trebuie. Sunt mașinile diferite. Nu, man, mă refer animația. Așa, ca un goriloi rapid, nu-i realismul ăla, nu-i... Uită-te în GTA iară cum se urcă omul în mașină, deschide, face complet, deci, cu mâna. Prinde portiera și o trage, e animația aia care, știi? Aici o urcă, vin, parcă... Prin psihoză se urcă mașină, nu... Fla! Nu m-am uitat niciodată la asta. Cum îi zice la video ăla? Scrie Mafia 3. Vrei să-ți pun pe Discord? Stai să mă uite. Scrie Mafia 3 Quality Control pe YouTube. Sunt mai multe, dar e unul care are multe milioane de vizualizări. Deci ăla e... N-ai cum să nu râd, bă. Nu știu câte... Știu că avea milioane când m-am uitat eu. Nu știu câte are acum. Dar uită-te să vezi că nu... Pus acum 3 ani de... Crowd Cut. Nu mai știu. 7 minute. Uită-te mai... să vezi. Mai e unul cu 3,7 milioane de 8 minute. Nu ținte la care exact m-am uitat. Sau cred că m-am uitat la toate, nu știu. Am râs, m-am spart, frate. Caterin, că tare. Nici cum dau play, frate, la... Ai ge pula mea. L-a luat pe unul pe umăr și l-a aruncat de pe hartă afară. Uite-te la tot, uite-te la tot, adică nu știu, mie îmi place foarte mult, e superb, nu știu,
S-a oprit mașina, a fugit el în mașină și a murit. Mă, ăla a fost Mafia 3 la lansare, ce vezi acolo, frate? Yeah. Four wheels and an engine. You're set. That's a big hill. No, sir. Hey there, New Bordeaux. It's your Uncle Lou. What are you doing this weekend? Bring the family down to the French Wharf for good eats and good times. Tu te dracu, uite, milițianul, stă pe apă, ești prost. E un fel de Jesus. Uite, o mașină de poliție merge pe portieră, du-te, dracu. Băi, dacă nu l-ai văzut pilul, stă uși și tu, frate, deci ce-i acolo? Ăla-i prins între ciment și trage, mă. Băi, geniale videourile alea, mă. Funny, funny. Nic, bă, nu pleacă, bă, mașină. Se uită în oglindă. Se uită în oglindă și în oglindă tot cu spatele. Știi, se vede din spate video și în oglindă se vede tot din spate. Că reflexie, bă. Ia uite, e pe mașină și a intrat. What the fuck, bă, ce-i cu mașina asta? Ui. Uite, a alergat și a căzut de pe hartă în apă, sub apă. Și merge pe sub parc acum. Și gata, au căzut de pus. Eu n-am rezistat să fac decât prima misiune mea. Când a fost locul lansat și n-am abandonat, că nu puteai, n-aveai cum. Dar nu mai am contul ăla de Facebook. Prima misiune, te duci undeva la o trezorerie să iei ceva cu un camion. Când m-am urcat în camion, mi-a apărut o femeie, era înfiptă în parbrizul mașinii, frate. Prima misiune, man, aveam 10 minute de stat în joc. Uite, arată cum se răstoarnă mașina și iasă ăsta din mașină așa direct în picioare. Și arată GTA-ul care-i făcut cu 15 ani, GTA 3 care-i făcut cu 15 ani în urmă, în pula mea, se răstoarnă mașina și iasă la pe coate. Da, băi nu, că așa îi, men, bine că arată. Așa îi, pula mea, the fuck. Here's your car, boss. Appreciate it. Vezi, prost, niște stufișuri de alea mici, a dat cu mașina în ele și a luat deja și de la să moară. Păi, uite-te, mă, la alea, că hrană pentru sucă, videourile astea, așa, comedie, așa, cum vezi, bătai de jocuri făcut. Ce-o căcat pe jocul ăla. Fii atent, bă, erau doi, și-l bate ăsta pe unul și cade celălalt.
O data o e. E un zid de vreun metru, ăsta stă ciuci. Și el atrage de pe partea altă cu pușca peste el într-o încăpere. Zic, bă, nu pot să fac curse, mă, e bun. Nu merge mașina. What the fuck? Ia, a furat carburatorul, ce da, de când joacă, nu-i fură banii, mea, fură mașini. Ce-ți urmai cior de pilot? Dă-o-n pula mea. Chemăm altă mașină, încercăm cu alta ce facem. Încercăm cu de-a. Hai, I'll get her out to you right away. Here for you. Hai, John, dă-te. Ula, că nu merg. Dă-te, pula mea, au făcut din ușă evantai. Ai visat să se învârtă ușa? Deschide ușa și ușa se tot învârte și se învârte și se învârte, nu? 118.000 de vizualizări era de mezistul de Flavi, l-am găsit acum. Și se urcă într-o mașină albastră și pleacă și motorul rămâne în parcare. Ăla, că te-am râs la faza aia, bă, Marian mi l-a arătat atunci, bă, nu mai, bă. Da, bă, și înainte de aia e faza cu ușa. Man, ăla pune-l, poți să-l pui pe Discord?